Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, sunt Mirela Retegan și sunteți la Europa FM într-o nouă ediție Schimbă Perspectiva. Astăzi am invitat la emisiune un prieten și pentru că m-a întrebat cineva la un moment dat în mesaje pe ce criteriu îmi aleg invitații, principalul criteriu este să îi cunosc, să mă fi întâlnit cu ei, să le fi simțit energia, să cred în ei, să mi placă oamenii care vin în studio și să aibă ceva de spus pentru mine și pentru voi. Pentru că, până la urmă, cred că este foarte important să aflăm poveștile celorlalți și să înțelegem mai bine ceea ce ni se întâmplă nouă din ceea ce ne povestesc că au trăit ei. Astăzi am invitat un om bun. Un om care o să ne schimbe perspectiva asupra felului în care privim ideea de acasă. Pentru că el are un loc al lui acasă în inimă, un alt loc al lui unde uh, locuiește cu copiii și cu soția un alt loc al lui acasă, acolo unde e mama lui departe peste mări și țări și peste toate astea are un fel de a privi acasă cu ochii designerului. Omid Ganadi este invitatul meu astăzi. Bine ai venit, Omid! Mulțumesc, Mirela, pentru invitație și să știi că sunt foarte mândru că -am, mă califici tu în toate criteriile de mai devreme. E, e o încântare. Nu e un secret pentru nimeni. Noi ne-am cunoscut uh, speaker fiind la un TEDx la Baia Mare, și de atunci am rămas foarte conectați și am făcut foarte multe lucruri împreună. Și ne-am dat seama că împreună suntem mult mai valoroși decât separat. A trecut atât de puțin, dar totuși am făcut atât de multe lucruri împreună, noi toate cașca, încât pare că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Deci, oameni, schimbăm perspectiva idei de acasă în dimineața asta? Cel puțin încercăm, nu? Privim dintr-un alt unghi. Pentru că cei mai mulți oameni au această casă obiectiv de viață, plan de viață, vis de viață, ce-ți dorești, o casă a mea. Deși cei mai mulți dintre ei își doresc un acasă al lor, investesc foarte mult timp și energie ca să construiască, de fapt, niște case. Ce înseamnă acasă pentru Omil Ganadi? Uite, uh până să ajung la mine, chiar aș, ai, ai atins un punct care e foarte important pentru mine. De ani de zile eu uh, fac o poate o greșeală în limba română, intenționat și dat fiind că sunt uh, străin, toată lumea chiar crede că eu greșesc, dar eu chiar intenționat fac treaba asta. Spun că noi încercăm să construim o acasă. O acasă pentru oameni, pentru că um, o casă. Oricine poate să o construiască, de la un om nepriceput până la un foarte bun arhitect, dar sunt foarte puține momente sau acele reușite în care reușești să construiești o acasă pentru cineva. Și asta este, cred că, punctul culminant al meseriei noastre atunci când construim o casă pentru cineva, acel om să se simtă acasă. O să vreau să vorbim și din punct de vedere al designului interior și al arhitecturii, ce înseamnă acel, cum facem casa aia să fie acasă. Dar până atunci, hai să rămânem un pic la povestea ta. Tu te-ai născut în Iran și la 14 ani ai ajuns în România dintr-o pedapsă a fratelui tău, care încerca să facă din tine un om de afaceri, un, un bancher, care a studiat pentru scurt timp în Elveția și tu, de fapt, erai un rebel care ți-ai dorit să trăiești viața pe cum propriu? Da, nu știu dacă eram neapărat un rebel, dar cu siguranță eram un copil lipsit de exprimare, care, conform studiilor astăzi, creează această frustrare, agitație, știi? Acel copil care e deștept, dar nu e cu minte acel copil nu s-a născut cu necomințenie în el. Este un copil care vrea să se exprime, dar din anumite motive nu are neapărat capacitatea sau po posibilitatea de a transmite din, dinspre creiere, înspre metod metodele de exprimare. Sau nu îi se permite. Și atunci se creează această frustrare în, în, interiorul copilului și începe să se agite. Să... Bun, ce simte un copil de 14 ani care nu poate să se exprime? Că ne ascultă foarte mulți părinți care au acasă așa ceva. E greu de spus pentru că depinde cât de mult are și de exprimat copilul. Un copil de 14 am plecat tu? de acasă pentru prima dată și pentru totdeauna. Este un lucru de știut că noi, cei din Iran, din Orientul Mijlociu, de multe ori, noi nu plecăm de acasă să ne întoarcem acasă. Plecarea noastră, fie că este pentru prima oară sau oricare ar fi numărul de plecare, este întotdeauna cu gândul de plec plec pentru totdeauna. Ai știut că pleci pentru totdeauna? Absolut. Eu am avut un bilet cu un singur uh, uh, cu dus și, și metaforic și, și real. Știam că plec pentru totdeauna. Nu există ipoteză că mă întorc înapoi acasă. Nici nu puteam, pentru că dacă mă întorceam trebuia să fac armată. Acela era vârsta din care aveam ultima mea șansă de a ieși din țară. E, un, e o lovitură, e un șoc foarte puternic în sufletul unui copil crescut mereu, alături de mama ei, mama lui, pardon și care pleacă pentru prima dată și pleacă în afara mama, mama lui. Și da spun că și depinde ce ai de exprimat. Toate lucrurile astea pentru sufletul unui copil sunt foarte foarte mult și dacă, dacă, ți se și ia neapărat dreptul de exprimare sau dacă nu ai metode prin care să te exprimi, toate astea se, se adună acolo și devine așa ca o, ca o, piatră care crește și crește și crește și nu știi pe unde, poți să pe unde va, va ieși de fapt la un moment dat. Prin comportament, prin modul prin care vei fi educat sau nu, prin artă, nu știi dacă va ieși bine sau nu. Așa ai ajuns tu în România. De fapt, pentru că a ieșit, într-un fel, această frustrare a copilului, într-un fel, care n-a plăcut foarte mult și ai fost exmatriculat din liceu elvețian, și atunci da. fratele tău te-a adus. De ce România? El trăia în România și a spus că, ok, ai avut ocazia asta să mergi la o superșcoală din Elveția, și dacă nu ai putut să faci față acolo, vino în caz și rămâi în România asta. În România asta, adică era ceva rău. gândește, eram în, noni, în anii 2000 uh, 2002, 2003, cel mult. Și uh, era precară situația pe aici. Nu era și Ce ai făcut răs. în România când ai ajuns aici? Te-ai dus la ce liceu? Uh, Păi parte din planul educațional a fost că nu te mai duci la o școală în care să vorbești în engleză sau ceva, te duci direct în societate. Și spun mereu că această formă de, să zic în ghilimele, de pedapsă a fost cel mai mare noroc al meu, pentru că eu acolo am cunoscut oameni și mi-am făcut un drum care astăzi mi îmi definește toate valorile. Soția mea, Ilinca, am cunoscut-o acolo. Prietenii mei cei mai buni din acea perioadă, din, din liceu, Aproape toate lucrurile care mă fac pe mine astăzi să fiu un, puternic, să fiu un om puternic, i-am cunoscut atunci, prin acea coincidență, prin acea, acel loc unde a fost transmis să înțeleg o lecție. Ok, deși atunci părea cel mai rău lucru posibil. Gândește-te că dai unui copil care are probleme cu o exprimare, provocarea de a se exprima și într-o școală unde nu înțelege limbă. Este... Cât timp ți-a luat să te faci înțeles? Um, emoțional foarte puțin, cred că deja în câteva săptămâni deja eram în gașca de prieteni cu care și astăzi sunt prieteni, uh, iar uh, din punctul de vedere a limbii române a fost foarte interesant pentru că nu s-a uitat în viața mea, a intrat în clasă doamna profesoară de fizică și a spus niște lucruri și după aia, așa, și a spus că ești, înțeleg că ești străin și că nu prea știi limba română. Tu ai înțeles ce am spus eu, la care eu am spus poftim <laughs> <laughs> și în momentul ăla a început tot, toată lumea să râdă în hohote și și cam așa cam așa a mers înainte m-am descurcat, am avut prieteni foarte buni care m-au ajutat, au fost foarte buni, toți au fost foarte buni cu mine când a devenit România acasă pentru tine? Aș putea spune... Sunt câteva diferite etape. Eu nu m-am simțit ca un om străin în România mulți ani de zile și spun asta pentru că mulți ani de zile nici n-am înțeles ce înseamnă să fii străin, să, să te vadă lumea străin. E important să, și, să înțelegi și tu dacă ești privit în anume fel sau nu. Dacă nu înțelegi tu lucrul ăsta, E în regulă. Categoric aș putea spune că din momentul în care s-au născut copiii, m-am simțit acasă unde am dreptul să mă simt acasă. Nimeni nu poate să mi eu mai ia. Dar acasă, în general, m-am simțit după câțiva ani, deja când, când am fost foarte bun prieten cu prietenii mei bun Pentru că, repet, eu de când am mers în liceu în la Jamone, am avut prieteni care s-au purtat foarte frumos cu mine, au fost foarte buni cu mine, sunt în continuare foarte buni cu mine și asta m-a făcut mereu să mă simt acasă, mai ales știind că... Uh, trebuie să mă îndepărtez de ideea de aceea casă pe care am lăsat-o în urmă, pentru că acolo nu mă voi întoarce. Și cum zici când te duci în Iran? Mă duc? Mă duc în Iran. Mă duc la mama. Bine, acum nu prea mă mai duc. Că nu. Se poate. Nu știu dacă acasă se va purta cu mine ca și cum aș fi acasă. Ai fi în pericol? Nu aș fi neapărat în pericol, dar este o perioadă în care ar fi bine, probabil cel puțin pentru cei care au avut, nu știu, nu știu dacă pot să-l numesc curajul neapărat, dar au avut. Uh... Tu ai ieșit public și ai mai vorbit despre da, des, durerile da, tale e, legate de ce se întâmplă e, e, în Iran. E foarte ciudat să -ți spun ție lucrul ăsta, <coughs> pentru că în mod normal, pentru tine asta nu sunt un set de probleme acolo o situație într-un fel încât dacă aș pune ceva care nu-i convine cuiva din sistem, poate să-mi creeze mie probleme. Omid, care sunt problemele tale în acest moment în România? Zi, zile, zim trei probleme. Trei probleme alea, cele... Problemele da. mele personale da, sau. Da, așa, existenția? de viață, de viață. A, acum, în momentul ăsta, trei probleme care te preocupă pe tine. Uite, eu îți spun, eu, problema mea este ce fac în weekendul ăsta dacă mă duc la vizionările cu gașca la filme sau nu mă duc, dacă am sală pentru campania Adoptă o mamă, dacă strâng nu știu câte mesaje pentru mesaje de iubire pentru copii cu branule. Astea sunt problemele mele. Care sunt trei probleme ale tale? Da, uite, o problemă care mă preocupă așa în mintea mea, nu că fac ceva legat de această problemă, dar problema mea în România în ultima vreme care mă preocupă așa foarte mult gândurile este faptul că românii în ultima vreme au intrat într-o pasă de ignoranță. Dar ignoranță și față de problemele lor și a ceea ce se petrece în jurul Așa, lor... Așa, parcă suntem adormiți. Absolut. Și, și, și mă deranjează foarte mult dintr-un singur motiv. Îi cunosc și știu că sunt oameni buni, oameni care le pasă de cei din jurul lor, oameni care s-ar băga să schimbă lucruri. Dar nu găsesc butonul pe care să apese și să declanșeze din nou entuziasmul. Care ar fi problema ta dacă ai fi în Iran? O, da. uh, totul. În Iran nici nu. Astăzi în Iran nu pot să identific o problemă. Totul este o problemă. Este o presiune sub un sistem care în 40 de ani a reușit să devină o, nu, ceva, un monstru atât de mare încât pur și simplu respirația lui arde tot ce e în jurul lui. Uite, eu când nu mai pot, schimb perspectivă. Și când simt că nu-mi place faptul că oamenii sunt adormiți, mă gândesc, ok, dar dacă n-aș fi aici și aș fi în altă parte, care ar fi problema mea din momentul ăla? Și îmi dau seama că problema de aici este de fapt foarte ușoară pentru mine. Și că pot să fac niște lucruri să-i trezesc. În timp ce în Iran, tu n-ai putea să te bați cu sistemul. Eu, Ai putea să-ți riști viața. A, a, eu împreună cu alții am putea împreună să ne batem cu sistemul. Nu, tu. Singur nu. Dar aici poți să faci ceva singur. Și încerc să fac. Uite, vii aici și, vorbim, și vorbești tu la emisiune despre cum ai vrea să se trezească oamenii din jurul nostru și să-și dea seama că avem puteri foarte mari și că depinde doar de noi și avem toate condițiile și trăim într-o țară liberă în care ni se dă voie și în care putem să facem tot ce avem noi mai important și mai frumos de făcut pe lumea asta iar eu îmi doresc foarte mult cu fiecare invitat și cu fiecare emisiune să le amintim oamenilor cât de mult depinde de noi de fiecare dintre noi să ne facem viața frumoasă și că eu e prima putem să facem lucruri împreună adică România a trecut prin, prin foarte multe etape schimbând perspectivă împreună și s-a întâmplat nu e momentul să, să adormă și sunt convins că sunt convins că nu este ceva permanent. Este... Pentru că eu, eu, eu cunosc România, eu, eu, eu am crescut în România. Eu spun mereu că trăiesc de X ani în România. Pentru că 14 ani trăiesc în, în Iran. Acum spun câți ani am trăit în Iran, pentru că sunt de 23 de ani în România. Cred că e un moment de oboseală și eu am observat că e din ce în ce mai greu să răzbesc în campaniile sociale pe care le fac. Oamenii reacționează din ce în ce mai greu la uh, cereri și parcă s-au închis așa între pereții caselor lor și sunt preocupați de ceea ce se întâmplă acolo, în interior. Uh, spuneam chiar recent, discutam cu un prieten, eu cred că noi ca societate, nu numai în România. Noi vorbim de multe ori despre România, de parcă avem o problemă cu România, dar de fapt vorbim despre România pentru că în România trăim. Eu cred că noi, societatea, comunitatea, planetă la rândul ei, am dat toate examenele posibile de empatie din ultimii trei ani, patru ani. Am început de la pandemie, unde am învățat să ne închidem în cercul nostru, de încredere în casa noastră, să ne îndepărtăm de cel în care nu avem încredere neapărat. Apoi a început războiul cu Ucraina, în care am învățat să ne obișnuim cu ideea de, de război, și apoi a fost războiul din Gaza, în care am învățat să nu ne pese deloc. O problemă mare să nu fie a noastră. Eu cred că un alt examen de empatie noi n-am mai putea să dăm neapărat în ultima perioadă și am impresia că România la un moment dat a, a avut un sentiment ca un elev sau un student care a avut o, o notă proastă și s-a mâhnit așa și a zis, bine, deci nu pot nu nu sunt nu în sunt stare, stare. Și mi s-a dat un capac așa peste ceafă Hai că mă duc la locul meu Asta este sentimentul pe Ce care am frumos eu ai zis. Că ne am pus la locul nostru Și stăm acolo cu minții Asta este ăla. sentimentul meu Uitându-mă okay. la prietenii mei Care ar avea voci, păreri, gânduri Tăcându-se acolo Poate că am obosit un pic Poate că avem nevoie să ne tragem un pic sufletul și eu, eu sunt mai optimistă, și caut până în ultimul moment să găsesc resurse prin care oamenii să-și dorească să facă lucruri împreună. Dacă ar fi să spui într-o singură frază ce înseamnă acasă? Evident că acasă astăzi pentru mine înseamnă unde sunt copiii mei și Elinca, unde este familia mea. Eu locuiesc în București de 20 de ani și am schimbat 11 locuințe, am stat în chirie pentru că la un moment dat la satul mare, prin 2001, cu niște eforturi foarte mari, cu credite, cu, cu eforturi foarte, foarte mari financiare, mi-am luat o casă, un apartament pe care l-am făcut așa cum am visat, și din care a trebuit să plec după 2 ani de zile, pentru că nu mai reușeam să fac pace cu cei care hotărau destinele orașului, și eu devenisem incomodă pentru că eram o voce, și a trebuit să-mi abandonez casa. În care mi-am pus foarte mult, mult suflet și m-am mutat în București ca să-mi câștig libertatea și să-mi păstrez libertatea și demnitatea de jurnalist. Dar am ales să nu mai investesc timp și energie într-o altă casă pentru care să muncesc foarte mult, să plătesc credite, să devin proprietarul unui loc pe care nu-mi garantează nimeni că pot să-l am. Când am mai mare nevoie de, de el. Și aceast, acest mod de a schimba locuințele foarte des, pe mine m-a ajutat foarte tare să rămân mobilă și să nu mă mai surprindă schimbările din viața mea, și cele legate de casă, dar și cele legate de viața profesională sau personală. Cam câte căs, case ai schimbat, tu, Umid? Multe, dar tocmai asta e și uh, percepția mea. Uh... Uite, încă un lucru care mă îngrijorează în România este că de multe ori noi facem o legătură între acasă și o proprietate privată pe care deține. Când poți să deții și casa poporului și nu o să te simți acasă dacă nu, nu este acasă pentru tine. Deci nu cred că are legătură neapărat cu numărul de case sau cu proprietățile private pe care deține cineva, Cred că este vorba de faptul de spațiul sau de locul sau de împrejmuirile sau de grupul de oameni unde te simți în siguranță, unde te poți întoarce să te reîncarci și unde până la urmă dacă ar fi să fugi de toate, unde te-ai duce? O să ne întoarcem după o scurtă pauză să vedem unde te-ai duce dacă ar fi să fugi de toate. Pentru că astăzi, cu Omid Ganadi, vrem să schimbăm perspectiva asupra ideii de acasă. Schimbă perspectiva! Am întors în studioul Europa FM, la schimbă perspectiva, asumirea la Retegan și alături de mine în studio este un prieten foarte drag. Omid Ganadi este designer și um, om bun. Eu așa, așa te trec în telefon, Omid, om bun. Om bun, pentru mine, este omul acela uh, care își pune toate resursele în a face mai frumoasă și mai bună viața celor cu care el interacționează, de la propria persoană până la cei din jurul lui și la oameni pe care nu-i cunoaște și nu i-a văzut niciodată, dar pentru care poate la un moment dat să facă ceva. Mi se pare că bătrânii noștri, cel puțin bunica, spunea tot timpul, uh, copilă, fă bine, fă bine și închide ușa. Fă bine și adămi mi un pahar cu apă. Fă bine și mătură curtea. Acest fă bine, noi, mi se pare mie că l-am înlocuit cu te rogu, care de fapt e o formulă de politețe despre ce vreau eu de la tine. Te rog, omit, dă-mi un pahar cu apă. Este Ceea ce vreau ca tu să faci pentru mine. În timp ce, dacă eu spun, omid, fă bine și dă-mi un pahar cu apă, e ceva ce cer să faci tu de la tine, putere și din bunătatea pe care o ai tu, iar eu beneficiez de asta. Uh, oare scrie în vreun manual de școală? Per se. Încearcă. Sau muncește să fii un om bun. Propoziția asta simplă. Scrie oare? Nu cred. Oare? Pe tine cine te-a învățat să muncești ca să fii un om bun? Încă caut să aflu exact a cui a fost vina. Eu i-am găsit, eu identific mama tatălui meu, tata, absolut. mai ales pe, pe, pe partea de familia tatălui meu, acolo au fost niște oameni preocupați din, din a deveni un om bun. Nu, nu vreau să mă rezum la mama, evident că mama are un rol foarte important, dar cred că și absolut toți oamenii pe care i-am întâlnit în viața mea au un rol în destinul meu de a fi acest om bun cu defecte. Și oamenii care te-au făcut rău? Absolut, absolut. Și ei chiar au un rol foarte mare în toată ecuația asta. Până acum ceva vreme, fugeam de titulatura asta de om bun, crezând că simplu fapt că dacă aș considera că sunt un om bun, nu sunt suficient de bun. Am mai îmbătrânit, am mai văzut lucruri în viața mea și am ajuns la concluzia că eu sunt un om bun. Dar frica mea era să nu mă numesc doar un om bun și atât. Și am recunoscut că sunt un om bun cu defecte. Ok. Sunt un om bun cu anumite Care muncește probleme. să fie din ce în ce mai bun. Da, dar sunt un om bun. Trebuie să recunosc făcând atât de lucruri în viața mea pentru că am considerat că acel lucru mă fac un om mai bun. Sunt un om bun. Dar trebuie să recunosc că sunt... Ca orice alt om bun, probabil, un om bun cu defecte Hai să nu trecem peste asta și să-i ajutăm pe oameni să identifice dacă sunt la rândul lor uh, oameni buni. Care ar fi criteriile? Cum știu eu că sunt un om bun? În primul rând, dacă, dacă s-ar gândi uh, în viața lor de zi de zi mai întâi la un lucru uh, bun de făcut pentru ei, pentru cei din jurul lor, pentru lumea în care trăiesc, dacă ar pune în fața lucrurile bune pe care le fac, și apoi să lase să facă lucrurile mai puțin bune doar din nevoie și măcar să le simtă, să le numere, eu cred că asta este primul pas în a fi un om mai bun. Mi-am amintit că noi doi am avut o discuție legată de faptul că și atunci când faci lucrurile mai puțin bune, tu le ai pe Dumnezeu cu tine. Absolut. Tu ce faci? Tu vorbești cu Dumnezeu și când trebuie să minți? În primul rând că eu, eu, îi spun că e și parte... E și el parte de vină din toată combinația asta, pentru că eu am un mare respect pentru conceptul de Dumnezeu, fără să fiu un om religios, fără să-l identific în vreo religie. Și pentru acest concept, ideea de Dumnezeu, care a creat tot ceea ce avem noi în jurul nostru, îi dau creditul de a fi cel mai inteligent de printre inteligenți. Și atunci nu pot să-l mă păcălesc punându l pe el într-o poziție pe mine înaltă, când îmi dau seama că dacă eu ceva, fac ceva greșit, e... Nu-l pe, pe pe, pe, exapești, pe, acolo e și vina lui. și ce spui? Doamne... Cum, zici? Suntem împreună Doamne, în toată treaba asta. și, sunt... deci când, și când spui o minciună, zici, Doamne, suntem împreună da, în chestia asta? Da, da. Dacă tu ești atât de deștept și puternic, puteai să mă oprești din a minți, nu? Am înțeles. De ce n-ai făcut? Mă lași să -mi mint așa? Iurea. Nu, eu cred că se întâmplă lucrurile cu anume scop și probabil că uh, cred foarte mult în uh, răspunsurile pe care le dăm în lumea asta. Și atunci, da, am, am, am cumva, m-am împăcat cu ideea asta de nu fug de Dumnezeu, ci. Îl, îl, ei, mine. îl, 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 îl tragi după tine, da. tu zici că îl tragi după tine. Foarte frumos, foarte frumoasă perspectivă de a-l privi pe Dumnezeu. Hai să ne ducem la casă, să profit de faptul că am totuși un designer aici, lângă mine, în totuși. platou Totuși, omid ganadi, da, pentru că eu știu foarte multe și te-aș duce în diverse zone, dar probabil cei care ne ascultă te știu foarte mulți din visuri la cheie, te știu foarte mulți din școală. Pe care tu o deții împreună cu Alina de design interior, din actele tale sociale. Ești unul dintre pionii importanți în campaniile sociale Salvați copii. Împreună am făcut lucruri foarte frumoase la Vâlcea și ai ajutat foarte mulți oameni și foarte multe asociații. Hai să ne ducem la ideea de acasă. Cum ar trebui oamenii să privească o casă ca ea să fie acasă pentru ei? În primul și primul rând aș insista să aibă acasă strictul necesar, acel lucru care îi fac pe ei să se simtă bine. Tot ce este în plus față de ceea ce te, simt, te face pe tine să simți confortabil, bine, în siguranță și plăcut, este un lucru care... Te îndepărtează de spațiul de confort și respectiv spațiul în care să te simți acasă. Deci să ne alegem obiectele din casă, mobilierul, lucrurile pe care vrem să, cu care vrem să mobilăm spațiul respectiv. După sufletul nostru? Da. Păi nu și dacă vine nu place nu și nevoie și zice, ai plecat, gata. Nu și dacă nu. vine designerul și zice, uite, aici ar trebui să-ți pui asta. Dar eu nu simt neapărat, dar. E foarte la modă și e foarte uh, folosit și de ceilalți din jur. Acel designer, teoretic, ar trebui să aibă puterea, cunoștințele necesare să crească acel lucru în tine. Să-ți povestească, să justifice, să... să, să uh, Argumenteze. Și să nască ceva nou în uh, seria atât de lucruri care sunt pe plac. Pentru că, pra practic, nu, nu poți să te trezești cu toate lucrurile care îți plac pur și simplu by default. Și tu... de regulă ne plac lucrurile pe care le știm. Exact. Și să-ți dai cunoștințele necesare asupra acelui obiect. Dacă n a reușit să facă asta sau dacă nu ți se potrivește, nu că uh, designerul revin și Dumnezeu dacă ți l-ar pune poți să-i zici ok, nu-mi place, hai că scot afară, dă-i altcuiva. Uh, și plus că există bucuria asta enormă. Ceva... Ai ceva acasă la tine. Ai plătit. E acolo. Ai așteptat să-ți placă de acel lucru. N-a ieșit. Poți să ai bucurie de, da, de da, altcuiva care se bucură de acel lucru. Nu doar că scapi tu de acel lucru, ci reușești să îl bucuri pe cineva dând acel lucru. Cui nu îi place să bucure pe altcineva? Eu am schimbat 11 locuințe și am donat de fiecare dată mobilierul pe care îl cumpărasem pentru locuințele respective. Iar acum sunt din nou într-un proces în care dau tot. Deci dau 80% din tot ceea ce dețin. De la pantofi, poșete, obiecte de mobilier, produse pe care le am prin casă, pentru că simt nevoia să mă eliberez de tot ce am adunat în anii ăștia și să, o să văd eu ce fac mai departe. Asta este o treabă și este excelentă. Dar gândește-te dacă anumite lucruri de acolo l-ai păstra și ai căutat printre oamenii din jurul tău, chiar și prietenii tăi. Și ai ști că acel pahar, în mod special, cuiva a, îi da, place foarte fac, mult. Așa fac. acolo. A, a, asta mi se pare și da, mai tare. Da, nu, așa fac. Acolo unde sunt situații și știu exact că îi s-ar potrivi acelui om sau și l-a dorit foarte tare venind la mine și văzându-l. Este cu destinatar. Da. Cei care nu au destinatar pleacă uh, la o, oameni necunoscuți și pe Facebook am donat. Eu, eu am primit foarte multe lucruri și uh, oamenii știu că atunci când ești uh, expus public, sunt branduri care își doresc foarte tare să-ți dea produsele lor ca tu să le prezinți și nu poți să faci o magazie din casa ta. Le folosești o dată de două ori, de trei ori, dar e important să le dai mai departe. N-am bani să plătesc un designer, n-am bani să plătesc un arhitect sau un specialist care să vină și să îmi transforme acel loc în care locuiesc într-una casă, care este criteriul principal după care mă orientez atunci când plec la drum în amenajarea spațiului. Te documentezi și documentația asta are ca menire să te cunoști mai bine, să-ți faci o ordine în preferințe și în gust. Care, de altfel, este prima etapă și dacă ai avea bani să-ți angajezi un designer sau un arhitect. Ar fi bine să faci treaba asta. Noi, la Inside Academy, asta învățam cursanților noștri de principiu. Cum să facă un research prin care să se autocunoască bine și să facă, să adune informații și apoi să facă o ordine în acele informații. Bun, dar ce caut? Da, fac un research, dar ce să caut? Vezi, în general oamenii caută două, două, aspecte. Funcționalitate și estetică. Și din punctul meu de vedere, asta sunt două termene care n-ar -ar trebui să fie judecate așa. E complet greșit. Pentru că și estetica are funcționalitatea lui. Estetică face parte din acea funcționalitate. Noi vrem să trăim în spații unde ne simțim foarte bine, acel ne simțim foarte bine nu e că vine o, 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 un robot cu o mână și ne pune mâncarea în gură. Nu, nu asta este. Asta înseamnă un spațiu și frumos în care noi simțim energia acelei frumusețe din spațiu respectiv dar și un spațiu în care putem să întindem mâna și să stingem lumină fără să ne întoarcem înapoi la capătul holului. Um, Oamenii uh, uh, caută această funcționalitate. Funcționalitatea asta este un mix între frumusețe și lucrurile la îndemână. Ar trebui să înceapă să-și să facă o listă. Totul pleacă dintr-o listă. Și noi, designeri sau arhitecți, okay. în momentul în care începem să facem un proiect, lucrăm pe un plan de mobilare. Ce facem? Facem o listă. Ce trebuie să conțină acest spațiu? Strictul necesar și apoi ce uh, nice to have. Și începem să facem o listă și să trecem prin fiecare obiect. Oare chiar am nevoie de lucrul ăsta? Cât de important este acel lucru pentru mine? Oare cât de frumos poate să fie acel lucru? Ce rol poate să aibă? Strict de faptul că este la îndemână și îmi face viața mai ușoară sau îmi face și viața mai frumoasă? Și încep și caut despre acel De multe ori noi, noi avem clienți care vin și spun știu ce vreau, Evident că cu toții avem niște imagini în mintea noastră, pentru că noi visăm, nu? Noaptea când închidem ochii, visăm. Dar știm oare să descriem într-un mod perfect acel vis? Nu, de foarte multe ori nu. Rămâne deci facem doar cu senzație. o listă și trecem pe lista aceea lucrurile de care avem nevoie. Sau că ni le dorim într-un spațiu. Și trecem și le analizăm. Ne dăm seama care este importanța acelui lucru acolo. Și apoi începem să ne clătim ochii, da, de ce nu, mai ales că în, 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 în perioada să asta, vorba aia, interesting, e deja un termen în meseria noastră. Ne apucam și căutam și căutam și căutam. Bun, am căutat, dar am găsit 100 de poze, ce fac? Păi dacă lipesc toate 100 de poze, nu fac o casă. Fac 700 de case complet diferite în toate stilurile. Și începem și la analizăm și încercăm să aducem dormitorul ăla care îmi place, oare se pupă cu livingul ăsta care îmi place și începem să scăpăm de acele toate lucrurile care ne-au plăcut într-o poză și rămânem cu toate lucrurile care ne plac pentru viața noastră. Și asta este un rezumat al unei mod de a face un research, o documentație despre ceea ce îți dorești. Este a, întâi Cautarea și după aia scăparea de toate. Lucrurile. Ca în viață. Întâi cauți toți oamenii pe care crezi că ai vrea să iubești și pe urmă îi păstrezi doar pe ea pe care iubești cu adevărat. Absolut. De ce să fie diferit și <laughs> în design interior? Mulțumesc foarte mult. Sper că ascultătorii noștri au un punct de plecare, cel puțin din emisiunea asta. Omit îți mulțumesc foarte tare. Ai fost la avantpremiera filmului Super Pietoni Zurli. Și, și vreau recomand să, spui, să se ducă toată lumea acolo. De ce ar trebui părinții să vină să vadă filmul ăsta? Atât spectacolele la care am fost la Gașca Zulic, cât și la film, există un lucru pe care n-am cum să nu observ de mereu. Copiii care stau în picioare, care își îmbrățișează părinții și plâng împreună. Ca părinți am face multe lucruri să ajungem la acest moment răușit în, în relația noastră cu copiii noștri și foarte rar ajungem acolo sau de multe ori nu ajungem acolo. Iar um, spectacolele, zurli, fie că în film, fie că pe scenă, reușesc să facă treaba asta de fiecare dată. Eu am văzut cu ochii mei și mi se pare absolut uh, luitor. Tu n-ai știut ce se întâmplă la Zoli până când ai venit cu copiii tăi, cu uh, zoie, și cu uh, Iancu, da. Iancu la sala palatului. Da, am știut. Uh, din păcate la film încă n-am ajuns împreună pentru că a trebuit să mă duc cu păi, Zoli. te rog, în acest <laughs> Cu Zoli, tot cu prietenul nostru. Dar în acest weekend, să știi că filmul e în toate cinematografele. Da, dar știi că s-a uitat Zoe la mine în telefon și a văzut că am fost la La film mm? și... Și a spus, tu ai fost la gașca Zurli? Fără noi? Doamne, zi, de, ce? De ce? De ce soția mea nu se uită niciodată la mine în telefon, dar copiii mei se uită și acum trebuie să răspund și fața de ei? Da, o să mergem weekendul ăsta. Da, tot tot weekendul uh, și cu cât uh, uh, îl vizionează mai multă lume în această perioadă, durata de viață a filmului în cinematografie e mai lungă. Să le spunem părinților că e un film în, în care copiii cântă, dansează, aplaudă, susțin și răușesc. înțeleg. Răușesc. Răușesc. Este un film în care copiii răușesc. Da. Și mi se pare incredibil. Iar părinții se emoționează și se recunosc în toate greșelile pe care tanti prezentatoare le face în filmul ăsta, așa cum fac toți părinții. Încă un e-mail de trimis, încă un moment de rezolvat în lumea Un om bun mai. cu defectele ei. <laughs> un om bun cu defectele ei. Mi-a plăcut foarte tare această idee și sunt foarte fericită că am reușit să vorbim în dimineața asta despre lucruri care ne fac să ne simțim acasă oriunde suntem până la urmă. Mai mi-a zis un lucru foarte frumos. Mama pentru mine acasă este acolo unde ești tu. Și în continuare sunt sigură că oricâte case va avea în viața ei, va ști că există un acasă pentru ea pentru tot restul vieții. Da. Mă duc să o sun pe mama. <laughs> și eu mă duc să o sun pe mama, pentru că uh, încă îi mai avem și, din fericire, nici eu nu mai spun când merg la Dej, mă duc acasă, spun mă duc la mama, dar uh, se trezește copilul din mine de fiecare dată când ajung acolo cu toate obiceiurile. Dacă e să-ți amintești din copilăria ta un lucru care te făcea să te simți acasă, la ce te-ai gândit? Of, îți dai seama că sunt atâția ani de gândire, atâta, atâta ori m-am gândit la lucrurile astea. Um, tot, totul, tot, tot ce s-a întâmplat până la 14 ani aș vrea să-l mai retrăiesc încă o dată. La casa lui bunicul meu, de la viața mea alături de mama, cu toate problemele pe care ea a trebuit să depășească ca să poată să mă aibă pe mine lângă ea. Toate lucrurile astea cu bine și cu rău aș vrea să le mai trăiesc încă o dată. Îți doresc să ți se întâmple să ajungi din nou în Iran și măcar să te încarci din locurile în care ți-ai petrecut copilăria. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Dragi ascultători, astăzi am schimbat perspectiva în privința ideii de acasă. Omid Ganadi a fost invitatul meu. Găsiți pe Spotify și în înregistrarea video de pe canalul de YouTube toată discuția pe care vă invit să o ascultați, pentru că Omid este un om absolut minunat de la care avem de învățat o grămadă de lucruri. Eu sunt Mirela Retegan și vă invit pe pagina oficială Mirela Retegan pe Facebook să răspundeți la întrebarea de acolo și să câștigați cadoul pe care vi-l ofer la fiecare sfârșit de emisiune. Mergeți la film, luați vă copiii de mână, zurlie în toate cinematografele cu cel mai frumos film pentru familie în vremurilor noastre. Iar până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.